Încă de ieri, cererile pentru ajutor de încălzire pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială. Direcția a distribuit cererile de ajutor și către furnizorul de energie termică pentru beneficiarii de agent termic cu venituri mici. Așadar, de două zile, giurgiuvenii pot deja completa cu sinceritate, după cum cere formularul, datele cererii declarație pe proprie răspundere. Cât de ușor este de completat dosarul pentru ajutorul de căldură? Dosarul pentru ajutorul de încălzire pare mai stufos decât unul pentru obținerea de fonduri europene. La o numărătoare simplă sunt peste 20 de documente care trebuie anexate de către un simplu cetățean care are nevoie de ajutor de încălzire. Vi se pare greu să completați dosarul acesta? O grămadă de acte, iar umblă. Și aveți timp și bani să umblați pentru dosarul ăsta? Păi nu. Numai la Seus cât te dai. Divorț. Sunt și giurgiuveni care vin cu dosarul deja completat. Câteva zile le-au trebuit beneficiarilor de ajutor să obțină și să anexeze la dosar toate documentele. Odată ajunși la Direcția de Asistență Socială, nu sunt puțini cei care constată că nu au toate actele necesare unui dosar complet. Pentru asta, direcția a luat măsura instalării unui consilier chiar la intrarea în sediu, unde toate persoanele sunt îndrumate să-și completeze corect formularul. Da, nu în mașini. Dovada că îndepliniți condițiile, mai mic sau mai mare, este talonul mașinii. Faceți dovada. Se rupă. Nu aduceți. Termenul de depunere a cererilor sunt până pe 20 noiembrie. Deci au timp la dispoziție să vină cu toate documentele atașate la cererea și declarația pe proprie răspundere. Mai multe despre acest subiect aflați din ediția specială imediat după jurnalul de știri.